veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Lecția 10-a din tematica Hristos și spășirea, pocăința și credință. Ele două alcătuiesc mesajul mântuirii. Domnul Hristos, când a venit, esența mesajului său a fost: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Când apostolii s-au ridicat să predice, imediat după pogorârea Duhului Sfânt, ei au avut același mesaj al pocăinței și credinței. Și întreaga Scriptură cuprinde aceste două aspecte ale părții care ne revin nouă în procesul mântuirii. De aceea, haideți să vedem care este mesajul autentic al pocăinței și credinței. Nu diferite forme exterioare sau tradiționale. Iacob scrie în epistola sa, în capitolul 1, versetele 26 și 27, dacă crede cineva că este religios și nu-și înfrânează limba, ci își înșeală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfan și pe văduve în cazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Deci o simplă declarație de credință și oricare formă de religie nu prezintă neapărat ceea ce Biblia vrea să prezinte în mod autentic. Nu sunt salvatoare, nu se realizează nimic prin ele dacă nu sunt adevărate. Vreau să fim cu luarea minte pentru a folosi momentul acesta ca o reciclare sfântă și totodată pentru a ne întări crezul nostru și forma noastră de slujire înaintea lui Dumnezeu, în a o mărturisi altora, în a preda copiilor noștri o credință sfântă, mântuitoare, în a putea să îl slăvim pe Dumnezeu prin lucrările acestea și în a putea fi mântuiți în final. Mai întâi, pocăința. Expresia pocăință nu se regăsește în Vechiul Testament strict în forma Noului Testament. Dar amintiți-vă că Mântuitorul a afirmat că cei din Ninive, prin acțiunea lor, s-au pocăit. Și în originalul ebraic al Vechiului Testament, împreună cu textele din Noul Testament din greacă, cuprind de peste 600 de ori expresia pocăință. În Vechiul Testament o întâlnim sub două expresii. Nakam, care înseamnă a suspina, a geme, a plânge, a se umili cu părere de rău. Nu se poate concepe pocăința fără atitudinea aceasta. Un om care se pocăiește va înregistra o durere enormă pentru trecutul său privindu-l și efectul acesta îl va angaja într-un mod determinant pentru viitor. Cealaltă expresie este șub și înseamnă a se întoarce, a se retrage. Și citesc două versete din Vechiul Testament unde întâlnim aceste forme. 1 Regi, capitolul 8, versetul 47, unde Solomon în rugăciunea sa a prezentat necesitatea pocăinței după anumite căderi ca singura soluție pentru ca poporul să fie reprimit de Domnul. Iată cum este exprimat. Dacă se vor coborî în ei înșiși, în țara unde vor fi robi, dacă se vor întoarce la tine și îți vor face cerere în țara ce îi vei duce în robie și vor zice, am păcătuit, am săvârșit fără de legi, am făcut rău, să îi doară pentru ce au făcut și să se angajeze în schimbare. Un alt pasaj, Ezechiel, capitolul 14, versetul 6. În vremea acestui profet, din nou Dumnezeu chema poporul la pocăință. Totuși, mesajul său, așa după cum i-a spus Dumnezeu de la început, n-a prea fost primit. De aceea spune casei lui Israel, așa vorbește Domnul Dumnezeu, întoarceți-vă și abateți-vă de la idolii voștri, întoarceți-vă privirile de la toate urăciunile voastre. Să trecem acum în Noul Testament, unde situația este prezentată mult mai pe înțelesul nostru. Evreii erau chemați să se întoarcă la lege, la slujirea de la templu și să părăsească idolatria. Iată cum
privește Noul Testament, Scriptura, chemarea din păgânism a unora sau altora doar din forme diferite ale creștinismului la ceva curat și sfânt. În Noul Testament întâlnim trei termeni, mentanao, care înseamnă a gândi diferit, a reconsidera cu regret, să-ți pară rău de felul cum ai conceput până atunci și să-ți dai seama că lucrurile trebuiesc gândite altfel. Această expresie apare în Luca 15, versetul 7. Când se înregistrează lucrul acesta, îngerii se bucură. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, care reconsideră cu regret, decât pentru 99 de oameni neprihăniți care nu consideră că în mintea lor trebuie să gândească altfel, să schimbe atitudinea față de Dumnezeu și față de viața lor, față de lumea din jur. Altă expresie, metamelomai, care înseamnă a regreta, a-ți părea rău. O întâlnim în 2 Corinteni, capitolul 7, când corintenii, după ce primiseră pe Domnul, din nou se scăpaseră în pasiuni firești. Și apostolul Pavel, prin epistolele sale, prin trimișii săi, Timotei și Tit, vrea să-i recupereze, să-i întoarcă înapoi cu inima și cu fața spre Domnul. Versetul 8. Măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu-mi pare rău. Și chiar dacă mi-ar fi părut rău, căci văd că epistola aceea v-a întristat pentru puțină vreme, citim și nouă, totuși acum mă bucur nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a adus la pocăință. Și cea de-a treia expresie, metanoia, care înseamnă regret pentru vină, asociat cu reformarea prin implicație, să-ți pare rău și să fii gata să-ți reformezi viața acționând, nu lăsând ca lucrurile să se schimbe în bine de la sine. Că degeaba unui copil care a luat o notă rea îi pare rău și spune mamei sale sau tatălui, îmi pare rău că te-ai necăjit și că eu am luat o notă slabă. El trebuie să se pună pe învățat ca să nu se mai repete o asemenea experiență. Expresia aceasta o întâlnim în Fapte 11. Evident, apare în mai multe locuri, dar eu dau doar câte un verset, 11 cu 18. Aici ea apare în justificarea lui Petru în fața bisericii din Ierusalim cu ocazia primirii pocăinței și a mântuirii de către neamuri în casa lui Corneliu mai întâi. După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat deși neamurilor pocăința ca să aibă viața. Deci Dumnezeu și neamurilor le dăduse regretul acesta în minte pentru toate conceptele lor greșite și hotărârea de a se implica într-o nouă viață cu Dumnezeu. Adică pocăința este reversul unei decizii. Ai schimbat întreaga imagine pe verso și decizia ta a pornit de la minte, îți dă o nouă imagine a binelui și a răului, pune în tine voința de a fi salvat și îți dă un nou debut pe o nouă cale într-o viață de început cu Dumnezeu. Din punct de vedere biblic, și mă gândesc cu accent în Noul Testament, pocăința este considerată temelia creștinului, dar apoi ea trebuie să rodească. Imaginați-vă un pom care mai întâi se formează în pământ pornind de la o sămânță, apoi crește, aduce roade și ele vor fi folositoare, pentru că punem un pom nu doar să crească, nu doar să aibă roade și să cadă jos și să fie natura frumoasă, îl punem ca să fie consumate roadele. Pocăința are un rezultat. În Evrei, capitolul 6, este prezentată pocăința în fundamentarea vieții de credință, versetele 1 și 2. De aceea să lăsăm adevărul începător al lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai pune din nou temelia pocăinței. Este prima a pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu și adaugă câteva legate de acestea, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Vedeți, noi suntem o ființă spirituală cu sentimente omenești și cu un trup fizic. Pocăința, când o trăim,
Când o înregistrăm, trebuie să marcheze întreaga noastră ființă. După cum și păcatul în grădina Edenului, când a intrat în om, l-a modificat în mod total. Nu doar în mintea lui Adam și a Evei s-a stricurat deznădejdea și frica. Ei dintr-o dată au văzut că întreaga lor ființă este goală. Ei au fost afectați în întregime. Când apare pocăința, ea va avea un aspect intelectual, unul emoțional sau sentimental și unul volitiv al voinței. Mai întâi apare aspectul intelectual, fiindcă el este declanșat prin auzire, prin ascultarea Evangheliei. În mintea noastră se formează idei despre Dumnezeu, despre păcat, despre posibilitatea mântuirii, despre Scriptură și începem să gândim altfel. Acumulăm informații noi. Iată ce scrie în Psalmul 51 prin cuvintele lui David. Cum a înregistrat el pocăința în plan intelectual, la nivelul minții? Mai întâi, versetele 3 și 7. Căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Până n-a fost sesizat de Natan să-i se amintească ce a făcut, nu s-a declanșat pocăință. Apoi el zice în versetul 7, curățește-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpadă. Imediat după aspectul intelectual apare cel emoțional. Spuneam că pocăința conține întristare, părere de rău, plâns, durere. Nu se poate să rămână la nivel intelectual. A, da, sunt păcătos. A, cum am dau seama? Nici o problemă. O să mă schimb și o să fiu mântuit. Nu se poate să rămâi la o asemenea reacție. Ea se va manifesta emoțional. Vei plânge, îți vei exprima durerea pentru păcatul tău. Să revenim la textul acela din 2 Corinteni, capitolul 7, unde se observă aspectul sentimental al pocăinței corintenilor. Citesc în continuare de la jumătatea versetului 9. Căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. Și acum face o diferență. Pe când întristarea lumii aduce moartea. Și aici vă rog să vă amintiți de cazul Iuda. El s-a întristat enorm, dar la el au fost doar sentimente care n-ajută la nimic. În mintea lui nu s-a produs schimbarea gândirii. Că dacă s-ar fi produs, el ar fi apelat la pocăință. Dar el a avut doar un regret asupra celor făcute. Știți că s-a dus cu bani înapoi și fiindcă preoții nu i-au reprimit, i-a aruncat în visteria templului. Și, drept urmare, s-a dus și s-a sinucis. Unul care plânge pentru păcatele lui nu se sinucide. Că întristarea care apare la pocăință are nea și bucurie. Că pe de o parte te întristezi de trecut, dar pe de altă parte te bucuri de viitorul care ți-l dă Dumnezeu aici în împărăția sa. Vreau în ideea aceasta să amintim și versetul următor, 11. Căci uite tocmai întristarea aceasta a voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi, ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce pedeapsă, în toate voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Cei care erau, iar ceilalți, urmau să se curățească prin pocăință. Observați expresiile, ce dorință, ce râvnă. După ce te-ai manifestat în mod emoțional, apare aspectul voinței. Mă angajez să nu mai fac. Asta spunea Domnul oamenilor. Du-te, dar să nu mai păcătuiești. Ce folos ar fi să-ți pară rău și să o iei de la capăt? Ar avea vreun sens? Vreo finalitate? Nici de cum. În privința aceasta citesc din Luca, capitolul 15, momentul pocăinței fiului risipitor, unde voința este foarte vizibilă. 15 de la versetul 18. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. S-a sculat și a plecat la tatăl său. Ce rost ar fi avut? Doar să conceptualizeze spunând, ce idee greșită am avut, să plec eu de la avere și să ajung slugă. Aceasta a fost prima fază.
O a doua, cea care s-a și văzut atunci când a sosit acasă, era doborât, a zis, eu nu sunt vrednic de a fi reprimit în întregime. Dar se vede, repet, aspectul voinței, al hotărârii ferme de schimbare. Vreau să vă dau un caz din Marcu, capitolul 6, caz care îi reprezintă pe oamenii care vin la biserică, ascultă, dau cu părerea, dar nu iau decizia de schimbare. Nici nu regretă în mod profund păcatul lor. 6, cu versetul 20. Căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt îl ocrotea, și când îl auzea, de multe ori sta în cumpănă, neștiind ce să creadă, și l-asculta cu plăcere. Vroia să-l audă predicând. Dar efectul pocăinței nu s-a produs niciodată în Irod. De aceea spunea Ioan Botezătorul celor din vremea sa, faceți roade vrednice de pocăință și nu vă apucați să ceți în voin și vă avem de dată pe Avram sau te rugăm să ne botezi la gândul că scăpăm de mânia viitoare. Roadele pocăinței sunt un efort combinat divin-uman. Dacă n-ar fi Duhul lui Dumnezeu care ne convinge să ne sprijinească mai departe și să ne pregătească faptele acelea în care noi trebuie să intrăm, noi n-am putea să trăim pocăința și cred că de lucrul acesta sunteți încredințați. Și din acest punct de vedere, Domnul a zis ucenicilor să nu meargă să propovăduiască până vine Duhul Sfânt. Că oamenii, chiar dacă s-ar fi întristat că l-au omorât pe Mântuitorul, n-ar fi avut putere să trăiască pocăință. Și ar fi fost doar un accident spiritual. Iată cum prezintă Scripturile lucrarea lui Dumnezeu în vederea schimbării și trăirii în timp cu Dumnezeu omului care s-a pocăit. Roman 2 cu 4. Aici apare cadrul pe care Dumnezeu îl pregătește omului să se pocăiască. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Deci Dumnezeu îți pregătește condițiile. Te lasă în timp, te înconjoară cu bunătate, îți vorbește plăcut. Cu ce scop? 2 Timotei, capitolul 2. Fiindcă noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu, iată cum trebuie să gândim pocăința în dreptul celorlalți care am vrea să se pocăiască. 2 cu 24 la 26. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrifnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința, ca să ajungă la cunoștința adevărului și venindu-și în fire, reconsiderând ce au făcut și ce trebuie făcut, să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voie. Deci, cu alte cuvinte, mai plastic spunând, oamenii sunt în cursa diavolului și Dumnezeu vine în întâmpinarea nevoilor lor cu harul mântuirii. Dumnezeu se folosește de noi și dacă El vine cu așa bunătate și îndelungă răbdare, vrea ca și noi să ne manifestăm la fel. Să-i deschidă omului mintea și el să vrea să iasă din cursa diavolului. Dar dacă n-ar fi Dumnezeu acolo prin puterea sa, l-ar lăsa diavolul să iasă din cursă? Nu! Dar nici Dumnezeu nu-l scoate cu forța dacă omul nu vrea să se desprindă din păcatele sale. Dar dacă este gata să o facă și manifestă voința aceasta cu părerea de rău și cu înțelegerea de care am vorbit, atunci diavolul rămâne neputincios, îi scapă prada din mâini. Din moment ce acest proces intră în derulare, oamenii se schimbă. Și am luat doar o idee care prezintă un anumit gen de fapte. Iată ce scrie în Efeseni, capitolul 4, versetul 28. Cine fura, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. De la furt la dărnicie, un drum de pocăință. Amintiți-vă de momentul în care fariseul și vameșul s-a dus la templu. Unul a spus, eu am câteva puncte bune și n-a fost contestat. Celălalt a zis, ai milă de mine. S-a pocăit prin regretul său. Și în capitolul
următor, în capitolul 19 din Luca, dumneavoastră vă este cunoscut textul, apare Zacheu. Vă rog să observați cum omul acesta, mai marele vameșilor, nu știu dacă s-au întâlnit vreodată în viață cu vameșul acela de la templu, dar erau aceeași tagmă. Mai întâi a apărut elementul intelectual. Vreau să mă duc să văd pe Iisus. Când Domnul i s-a adresat, coboară că vreau să intru la tine, el a recepționat și a fost de acord. Imediat a intrat pe rol elementul sentimental, bucuria. Și apoi s-a văzut voința de schimbare practică, când el a început să-și redistribuie averea. Iată cum o împart, iată ce fac. După modelul acesta trebuie oamenii să se îndrepte fiecare în meseria lui, pe linia păcatului său. Amintiți-vă când oamenii mergeau la Ioan Botezătorul, întrebau, soldații, noi ce trebuie să facem? Voi să nu folosiți forța atunci când nu se cere, să vă mulțumiți cu salariile voastre. Alții, voi să practicați binele în compartimentul vostru. Doamne, ajută-ne pe fiecare la locul nostru. Rezultatul pocăinței va aduce primirea grațierii, ca și în pilda aceea a robului nemilostiv, când el a fost dator enorm de mult și a cerut îndurare. Stăpânul l-a iertat, dar el n-a înțeles harul acesta și știți că și-a introdus în scurt timp la închisoare pe unul din tovarășii săi. Numai așa poate Dumnezeu să ne ierte printr-o adevărată pocăință. O adevărată pocăință aduce bucurie în cer. Dați-mi voie să gândim că atunci când se semnează iertarea noastră și când suntem acceptați în acte la Dumnezeu, îngerii se bucură, ei asistă la acel moment, îl gustă din plin. Este momentul întoarcerii noastre, despre care spunea Petru în predica sa atunci când a zis: pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele. Acesta este rezultatul pocăinței. Eu cred că atunci când ne-am întors la pocăință, ne-a iertat Domnul, asta în ideea că pocăința tuturor a fost autentică, dar dacă mai este nevoie între timp să dea Domnul cu iertarea, și sigur mai este, depinde cu ce intermitențe la unii sau la alții, Dumnezeu în bunătatea sa să o facă. O face, dar să dovedim o pocăință curată. Amin. Să trecem la credință. Termenul Noul Testament este pistes, ceea ce înseamnă încredere, asigurare în cuvântul cuiva. Nu o simplă închipuire. Este o diferență majoră aici. Când Pavel și Sila au fost eliberați în mod miraculos de Dumnezeu din închisoarea din Filipi, temnicerul a întrebat: ce să fac să fiu mântuit? Și ei au spus scurt, prezentându-i mântuirea prin prisma credinței: crede în Domnul Iisus. Asta înseamnă a te încrede în tot ce a făcut Domnul Iisus, a crede tot ce a zis El și ca atare a trece la fapte. Căci credința exprimată verbal, fără exprimare practică, este o necredință. Noi nu ne închipuim că Dumnezeu ne mântuiește. Noi credem că ne mântuiește. Discutam recent cu un om mai în vârstă și l-am întrebat: în viața viitoare aveți credință sau doar o dorință de a trăi veșnic și nădejdea că poate fi ceva? Și el a răspuns: o speranță am, dar nu cred. A fost sincer. Vă prezint un moment din istoria Vechiului Testament cu un verset din Evrei 11:29, să vedeți diferența dintre credință și o presupunere că poate să fie așa. Momentul trecerii Mării Roșii. Prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să o treacă au fost înghițiți. Au văzut că pe acolo este culoar după ei. Dar nu le-a dat nimeni încredințarea că dacă vor trece, vor putea să finalizeze drumul.
Pe când evreii au făcut-o la porunca lui Dumnezeu, au primit cuvântul de asigurare, Dumnezeu este credincios și ce promite, face. Vreau și în dreptul credinței să privim area aceea întreită, intelectual, sentimental, volitiv. În primul rând, credința la nivel intelectual presupune cunoaștere. Cum să crezi dacă nu știi ce să crezi? Că mai sunt oameni care spun, și eu am văzut așa ceva în momentul botezului, cunoști lucrurile sfinte, crezi? Cred în bunul Dumnezeu. Dar ce crezi? Ce știi despre bunul Dumnezeu? Că e bun. Prea puțin. O credință trebuie să aibă conținut. Noi, de exemplu, în studiile care le-am parcurs, putem spune că credem că Dumnezeu a avut la început un plan pe care l-a monitorizat în timp, la care a lucrat prin evenimentele derulate cu Domnul Hristos și pe care îl va duce la îndeplinire cu bine, la împlinirea vremurilor. Asta credem. Că pentru toate Dumnezeu a rânduit un moment și noi așteptăm derularea lucrurilor. De aceea avem credință și în fața morții, și în fața necazurilor, și a tuturor lucrurilor care ne stau în față. Iată un verset reprezentativ. Psalmul 9, versetul 10. Cei ce cunosc numele tău, și prin expresia asta să nu înțelegeți că doar că știau că se numește Iahve, cei care cunoșteau puterea lui Dumnezeu și felul lui Dumnezeu de a lucra, se încred în tine, căci tu nu părăsești pe cei ce te caută, Doamne. Dumneavoastră, ați avea încredere să vă bazați pe un om care l-ați văzut acum prima dată, nu știți de unde este, ba pe deasupra nici nu prezintă niște calități speciale. Poate n-ai încredere nici să-i lași bagajul până te duci să-ți cumperi bilet. Dar când îl cunoști pe Dumnezeu, încrederea devine o puternică încredințare. Doamne, dă-ne-o, te rugăm. Nu este suficient sau nu este demn de încredere Dumnezeu? Merită să avem vreo îndoială în dreptul Lui? În al doilea rând apare aspectul sentimental, emoțional. Dar el apare după cunoaștere. Eu mă bucur pentru că știu. Dacă sentimentele o iau înainte și nu există cunoaștere, bucuria piere ca sămânța căzută pe stâncă, n-are rădăcină. Așa sunt oamenii care se bucură, dar nu știu de ce se bucură. Sunt ca adunătura aceea din fapte care au strigat mare sediana efesenilor, dar nu știau de ce strâng așa. Ei au fost cuprinși de un sentiment datorită spiritului de gloată, dar nu erau fundamentat fiecare în parte. Eu vă citesc din Roman 5, să înțelegem ordinea aceasta absolut necesară, de la versetul 3. Ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Dar ce sentimente sunt acestea? Noi credem că bucuria uneori ține doar de împliniri, de binecuvântări și de satisfacții. Căci știm, vedeți, cum cunoașterea este baza sentimentului. Ne bucurăm fiindcă știm că necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejde. Și cel de-al treilea aspect, voința, în cazul credinței va cuprinde actul dedicării. Hai să îl observăm pe Petru în Matei 14, în momentul în care a înregistrat o minune în viața lui, a umblat pe ape. Citim de la versetul 28. Doamne, a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Întâi a fost cuvântul. Dacă el sărea în apă numai de bucurie, eu cred că l-a salvat Domnul, dar pe apă nu umbla. El s-a bazat pe un cuvânt. Eu nu sar când vine mie.
Să sar în brațele tale că te văd. Întâi mă sprijin pe suportul cuvântului. Domnul a zis, vino. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut. De ce s-a temut? Uitați ce a zis Domnul. Când el a strigat, Doamne, scapă-mă, puțin credinciosule, de ce te-ai îndoit? El a restrat o îndoială la nivelul minții. Și atunci, imediat, aspectele din jur l-au înclinat. Dar vreau să vă dau un caz mult mai puternic în a evidenția așa ceva, cred eu. De fapt, două, punându-le în antiteză. Cred că cunoașteți din cartea 1 Samuel, capitolul 4, momentul când pe frontul cu sirienii, evreii au suferit o înfrângere. Și lor le-a venit o idee. Citesc acum de la versetul 3. Pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim bătuți astăzi de filisteni? Haideți să luăm de la Silo chivotul legământului Domnului ca să vină în mijlocul nostru și să ne izbăvească din mâna vrăjmașilor noștri. O idee aparent bună. Dar a fost poruncă pentru așa ceva? Poporul a trimis la Silo, de unde au adus chivotul legământului Domnului oștilor, care șade între heruvimi. Cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, erau acolo, împreună cu chivotul legământului Domnului. Când a intrat chivotul legământului Domnului în tabără, tot poporul a scos strigăte de bucurie de s-a cutremurat pământul. Cum am zice noi, ce har! S-a mișcat adunarea, fraților! S-a mișcat degeaba, mai bine să te la loc! A fost sentiment, dar nu a fost un cuvânt de la Dumnezeu pe care să se sprijine sentimentul lor. Și n-a fost nici un act de schimbare. Că măcar dacă ziceau în frunte cu Hofni și Fineas, ne pocăim, Domnul, să ne scape astăzi. Cum s-a întâmplat mai târziu, în capitolul 7, când Samuel a zis, tot pe front, dacă dați afară idolii și vă schimbați, strigând la Domnul și ne ajută. Știți care a fost finalul aici, da? Au murit, a fost luat chivotul și ce s-a ales de bucuria lor? Nimic. Absolut nimic. Ce diferență! Și acum, Ioan 11. Aici, credința s-a dovedit a fi întreagă. Lazar era pe moarte. Și ca oricare dintre noi, în asemenea situații, și surorile lui Lazar au apelat la Domnul. Și Domnul, aparent indiferent, a mai zăbovit. Ele au suportat moartea fratelui lor cu credință. Au plâns. Sentimentul nu poate fi anulat. Dar dacă întotdeauna este în secundarea credinței și credința cunoașterii este mai întâi, sentimentul se păstrează sub control și are un final bun, toată problema. În final a venit Domnul și zice în versetul 23 martei, fratele tău va învia. Știu, a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Iată cum neliniștea ei, mâhnirea că Domnul n-a venit, nu i-a modificat credința ei în partea intelectuală, în evenimentele viitoare. Domnul le-a zis mai după aceea, în versetul 40, Iisus i-a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Știți ce trebuia și aici se vede? Actul dedicării. Dacă crezi că îl învie, dai piatra la o parte. Și mortul a înviat. Și Iisus a fost marcat sentimental. S-a înfiorat în Duhul Lui. Și a plâns. Dar vă rog să rețineți ordinea aceasta. Mai întâi, credința are o cunoaștere profundă. Asta știu. În funcție de ceea ce știu, voi trăi anumite sentimente. Dar nu sentimentele mele au înainte. Și dacă n-am sentimente, voi spune, Domnul nu mă ajută. Mergem odată cu cineva cu
un microbus și un frate a fost luat și el de pe drum. Când s-a urcat a zis, mare-i Domnul! Și l-am întrebat, dar dacă rămânea pe jos nu era la fel de mare? Deci uneori lăsăm ca sentimentele să ne confere nouă mai mare credință sau mai mică credință. Credința în Dumnezeu trebuie să rămână constantă. Uneori vom plânge, dar nu putem plânge toată ziua. Alții, în mod special partea feminină, are mai mult har în lacrimi, așa sunt create. Uneori ne bucurăm. Dar și dacă numai ne bucurăm și știm, noi credem și în urmă nu decidem să acționăm, nu-i credință. E numai o idee și un sentiment. Credința are toate trei elemente. Știe, trăiește, potrivit ca om, cu stările care le putem noi înregistra și apoi acționează în consecință. Doamne, ajută-ne să o facem și noi. Credința aceasta este darul mântuirii și nu trebuie confundată cu darul credinței pe care unii îl primesc pentru a efectua anumite lucrări, tot din planul mântuirii. Credința aceasta este credința despre care Domnul a zis femeii păcătoase, de exemplu, Luca 7:50, du-te în pace, credința ta te-a mântuit. Toți trebuie să dobândim credința aceasta. Iată cum vede Pavel în Romani, capitolul 1, reluând o profeție vechi testamentală, evoluția credinței. Versetele 16 și 17. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Credința ne introduce în sfera lui Dumnezeu, căci fără credință nu te poți apropia de Dumnezeu și nici nu te acceptă, n-ai cum, dar tot credința te păstrează în sfera lui Dumnezeu. Noi trăim cu Dumnezeu prin credință, zice Pavel, nu prin vedere. Și dacă nu vedem, nu mai e Dumnezeu. Vederea are de-a face cu simțurile. Credința este un act mult mai superior, permanent, trăim prin credință. Credința poate să crească. Amintiți-vă de acel om care a strigat, Doamne, ajută-ne credinței mele. Avea el ceva credință. Data de puțin era încât el în sinceritate a zis, asta e mai degrabă necredință. Doamne, dă mai mult. Și lucrul acesta se poate vedea în diferite domenii. Zice Pavel în Romani 14:1, să fim atent cu cel care este slab în credință. Nu și-a format încă crezul, în credințările, principiile, ce să facă, ce să nu facă. Și el, ca unul care este sincer, bâlbă, dacă fac așa, poate greșesc. Dacă fac altfel, oare îi place lui Dumnezeu? Iată cum prezintă Scriptura Roman 4, un om care devenise matur în credință și care este părintele credincioșilor, Avraam. Versetul 19 la 20 și 1. Și, fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu, de plin încredințat că el ce făgăduiește poate să-și împlinească, numele lui fie binecuvântat. Amin. N-avea Avram pe ce să sprijine credința, nici pe el, nici pe Sara. Să fi stat măcar într-un picior situația aceea, să spună, e unul mai bătrân, dar măcar e unul mai tânăr. Și poate, poate, ar fi vreo șansă normală, naturală, să sprijine numai pe Dumnezeu. Credința nu se sprijinește pe nimic din ceea ce este în teren. Credința atârnă de sus, ne leagă de sus. Și credința
Se va dovedi, citim în 2 Corinteni, capitolul 4, în a crede între cuvântul lui Dumnezeu. Aici avem de-a face cu trăirea prin credință. Că trăirea în neprihănire te va face să împlinești Biblia. Dar tu nu vei purcede la împlinire până nu crezi că ți-a zis cu adevărat Dumnezeu. Nu se va boteza un om, în condiții normale, până când nu va crede că Dumnezeu a poruncit să se boteze. Când primești încredințarea aceasta, va trăi și sentimentul de bucurie și va face botezul, actul voinței. Însă, fiindcă avem același duh de credință, potrivit cu ceea ce este scris, am crezut și de aceea am vorbit. Și noi credem și de aceea vorbim. Credința te face să vorbești, te face să acționezi și toate le pune în mișcare, întreținându-le în mișcare. Te face să te lupți lupta cea bună a credinței. Fac aici încă o sesizare. Din nefericire se poate înregistra și procesul invers. De la credință să ajungi la necredință. Iată ce scrie 1 Timotei, capitolul 1, versetul 19. Și să păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Au lăsat ca mintea lor să fie afectată de diavolul, nu și-au păstrat sinceritatea și prin învățături false și printr-o viață falsă și-au pierdut încrederea. Și nu mai ai stabilitate în Dumnezeu. Iată ce spune și în capitolul 6, de la versetul 10. Atenție că e un alt domeniu, cum îți poți pierde credința. Și din nefericire, după Revoluție, unii și-au pierdut-o pe filiera aceasta a diavolului. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință. S-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. S-au dedicat lumii acesteia mai mult decât cere necesitatea vieții și mai mult decât o cere timpul normal pentru muncă, neacordând timp pentru Dumnezeu și cele sfinte, și credința lor s-a diluat și au rătăcit de la credință. Ba, se mai poate rătăci din credință, citești și în 2 Timotei 3 cu 8, dacă ne lăsăm afectați de alte crezuri din învățături greșite. După cum Iane și Ambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ce privește credința. Doamne, păzește-ne! Închei cu două gânduri. Mântuirea este realizabilă doar prin cumularea acestor două condiții. Prin o pocăință care conține o adâncă părere de rău și o hotărâre de întoarcere categorică și deodată prin credința unei siguranțe în tot ceea ce Dumnezeu a spus, care te face să acționezi în consecință. Vă dau aici o pildă. Matei 21, de la versetul 28. Un om avea doi feciori și s-a dus la cel din tâi și a zis: fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Nu vreau, a răspuns el. În urmă, i-a părut rău și s-a dus. Dacă nu mai părea rău și nu se duce, asta e pocăință? Nu. Părerea de rău și acțiunea, asta e pocăință. Celălalt a răspuns: mă duc, Doamne, și nu s-a dus. Deci nu doar o declarație teoretică, fără efectuarea practică. Și mai adaug o idee. La 5 din cele 7 biserici din Cartea Apocalipsei, capitolele 2-3, Domnul le spune, printre altele, pocăiește-te. Adică, dacă în anumite lucruri facem ce este rău și nu acționăm în dependență de Dumnezeu printr-o credință în Scripturi, trebuie să înregistrăm un moment de părere de rău și în nădejdea că Dumnezeu ne reprimește, să reconsiderăm tot ceea ce nu este bine, să ne reciclăm ca atare, să ne sfințim, să ne apropiem de Domnul și în bunătatea Sa să ne primească. Și credem că o face.
El s-a angajat să o facă. Noi nu ne rămâne decât să procedăm ca atare și ne vom bucura alături de îngeri. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.